Sunt Marius Țuglescu și vă invit să urmăriți emisiunea matinal Fii Antenă la Antena 3 Vâlcea. Răsară-mă înalt, cobor și apoi dispar și apusul meu e totuși răsărit. Există întotdeauna o rază de soare destinată fiecăruia dintre noi. Să lăsăm speranța și optimismul să ne lumineze sufletul. Vă spun bună dimineața cu drag, sunt Mădălina Mitu și vă dau întâlnire la o nouă ediție matinală din luna martie. Astăzi vine pe la noi în premieră un interpret de muzică populară. Este o fire calmă, glumeață, plină de viață. Perfecționist și prietenos a venit în această dimineață la matinal artistul oltean craiovean Alex Golfin. Bună dimineața cu drag! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Mă bucur foarte tare să mă aflu în această dimineață alături de dumneavoastră. Și bineînțeles, pentru că este luna martie, luna dedicată femeii, n-ai venit cu mâna goală, ai venit la noi cu ceva să ne mai îndulcești așa și dimineața și viața și să mai punem câteva kilograme, calorii pe... Ei, nu-i problemă de kilograme. Nu-i problemă, avem unde. Da, avem unde, trebuie să uităm. Asta contează că trebuie să ne bucurăm de aceste... Bunătăți, dulcețuri. Ce ne-ai adus tu în această dimineață? V-am adus două dintre dulciurile cu care eu am copilărit, plăcinta cu mere și checul. Sunt făcute în casă de către mama mea. Pot spune că cu aceste două prăjituri am crescut. Deci îmi plac foarte mult, iubesc plăcinta cu mere și am zis să vă aduc și mai să vă încercați. Abia aștept, Alex, dar până a degusta, ca să putem degusta, mânca, savura și să prindem așa mai multă energie, hai să vedem la prognoza meteo cu ce vești vine Vali să ne spună pentru ziua aceasta de astăzi, pentru că tot a venit primăvara, să vedem dacă și-a intrat în grație așa cum se cuvine sau mai avem de așteptat. Vali Conea, te ascultăm, după care revenim imediat. Bună dimineața! Început de săptămână fără soare, fără căldură. Iată că iarna nu se lasă dusă, cel puțin la munte. Minus 9, minus 10 grade noaptea, ziua ce l-a acoperit șanse de ninsoare 90%. Minus 3, minus 4 grade pe la obârșii alături vârfului Roman, Parcul Național Buila Vântroarița și Parcul Național Cozia. Ninsoare și pe la Horezu, Voineasa, Brezoi și Câineni, 70% șanse de albă-dalbă zăpadă și doar 2-3 grade în termometru. Prin Govor, Aulănești și Călimănești, Babadochea scutură al șaptelea cojoc, de ploaie, dar și de ceva lapoviță, poate și ninsoare. Pe o temperatură destul de scăzută pentru martie 7, plus 3, plus 4 grade. Va fulgui și pe la Drăgășani, 4 grade în termometru și 70% șanse de scuturat cojocul. Minus 1 grad dimineața în Râmnic, cer acoperit, precipitații mixte, maxima zilei 7 grade la plus. Să trăim la maximum și această zi, ca ziua de mâine, să trăim cea mai frumoasă poveste a vieții, femeia, eterna poveste. Vali Conea, mulțumim frumos pentru veștile aduse, pe frontul atmosferic am aflat cum stăm cu gradele în termometre, îl puteți asculta la Radio Vâlcea 1 pe frecvența 88,6, imediat după matinalul Fii Antenă, el vă dă ultimile vești, cele mai importante știri legate de vreme, chiar și de horoscop și, bineînțeles, melodii de top. Alături de mine un artist talentat venit oltean craiovean de acolo, dintr-o zonă interesant, aș putea spune, să-l întreb așa, ești o fire geloasă, Alex? Nu chiar. Așa se spune de olteni în general, că sunt geloși. Romeo, puțin bună dimineața cu muzica mai încet, te rog, din suflet. Da, bine, nu se spune numai asta despre olteni, se spune că noi suntem, cum să spun așa, Drăcoși, iuți la mânie. Iuți. Nu sunt gelos, nu sunt o fire geloasă. Da? Deci nu ești gelos. Câți ani ai tu, Alex? Am 19 ani. 19 ani? Da.
mult înainte, n-aș fi zis, pare așa mai matur, mai... Dar vreau să aflu așa mai multe despre tine și despre activitatea ta. Ce vei face dacă o să te axezi doar pe cariera aceasta muzicală sau dorești să mai faci și altceva sau poate chiar mai faci și altceva? Așa că vreau să aflăm mai multe despre tine, dar până atunci vreau să-mi spui acum ce zodie ești. Sunt zodia Pești. Pești? Pe cât ești născut? Pe 8 martie, chiar de ziua femeii. Oh my God, ce surpriză frumoasă pentru mama ta, deci nu mai este foarte mult. Vreau să spun de pe acum la mulți ani ca să fiu prima. Și telespectatorii noștri matinali îi așteptăm să ne trimită mesaje pentru tine, curări de la mulți ani sau cu întrebări sau cu felicitări. Așa că intrați pe pagina noastră, dați și o distribuire la live-ul care rulează în acest moment. Și bineînțeles, vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru că ne urmăriți în fiecare dimineață. Imediat o să-mi salut toți telespectatorii fideli care sunt în fiecare dimineață activi pe rețelele de socializare, dar și în fața micilor ecrane. Iar acum vreau să vă spun despre astre, că ne sfătuiesc. Astrele te sfătuiesc să faci tot ce stă în putință pentru a reuși, pentru a rămâne ancorat în realitate. Nu lua decizii pripite și evită pe cât posibil conflictele cu colegii de muncă sau de la școală. Așa că hai să aflăm pentru fiecare zodie în parte cu ce vești vine pentru noi Lili Suciu, după care în 2 minute revenim, cântăm și ne distrăm aici la matinalul Fii Antenă. Berbec, astăzi ești preocupat de soarta celor din jur, ești atent la nevoile celorlalți, ești mai generos, clarifici unele supărări mai vechi, poți trece printr-o transformare la nivel interior, evită suspiciunile, geloziile pentru că nu-și au rostul, te avertizează astrele. Taur, nu te stresa, mai ales dacă sunt lucruri pe care nu ai cum să le schimbi sau să le controlezi. Este o zi bună pentru a fi mai atent la reacțiile pe care le ai, la felul în care răspunzi în fața unor factori sau a unor situații. Nu lua decizii impulsive, nu exagera cu nimic, nu te enerva inutil, este sfatul astrelor. Gemeni, este posibil să fie nevoie să iei unele decizii pe termen lung în această zi de luni, indiferent de ce răsturnări de situație vor apărea, vestea bună este că poți să contezi pe sprijin din partea familiei și a celor apropiați. Rac, astăzi sunt favorabile bilanțurile, analiza unor evenimente ori a unor situații. S-ar putea să apară în cale cineva care te va atenționa asupra unor lucruri, îți va ține un discurs memorabil sau te va scutura serios cu o declarație, cu o idee, cu un plan diferit, dar care îți va fi de folos. Leu, astăzi, pe de o parte, poți culege unele roade. Vei fi mulțumit de realizările tale, vei primi laude, recunoștința celorlalți, dar pe de altă parte, este posibil să apară conflicte între tine și partenerul de viață, pornind de la amestecul rudelor în viața voastră. Fecioară. Fecioara va trebui ca astăzi să răspundă la unele întrebări ale căror răspunsuri încă nu s-au maturizat. Un apel către un prieten te va ajuta. Ar fi bine să vă abțineți o perioadă de la rezolvarea unor probleme. Ofertele și negocierile vor avea succes, dar amânați călătoriile. Balanța. Cu cât nativii acestei zodii își petrec mai activ această zi, cu atât este mai bine pentru carieră și situația financiară. Veți avea multe oportunități de muncă promițătoare. Nu refuzați să vă distrați în compania prietenilor. Scorpion. Nativii acestei zodii au foarte multe de planificat în această zi, încât ei însuși vor fi confuzi cu privire la ceea ce trebuie făcut mai întâi. Notați pe o bucată de hârtie care este cel mai important lucru și începeți de acolo. Graba în dragoste este de asemenea nepotrivită. Săgetător. Horoscopul promite acestor nativi care au o familie schimbări globale. Nu v-ați gândit niciodată că o zi se poate schimba atât de mult. Căutați la muncă oameni asemănători. Fără ei nu veți reuși, mai ales dacă sunteți în vânzări la scară largă. Capricorn. Capricornul va avea o mulțime de documente de numărat astăzi. Cu o echipă alături, totul va fi făcut într-o clipă. Este posibil ca această acțiune să fie un test. Pentru cei singuri, este o zi importantă. Dacă ești de acord să mergi la o întâlnire, vei întâlni o persoană uimitoare. Profitați de orice ocazie. Vărsător. Dacă vărsătorul se exprimă pe sine și sentimentele sale prea viu, atunci nu puteți spera la o relație puternică cu oamenii. Veți fi considerat un tip superficial, nimic mai mult. Astăzi este o zi potrivită să renunțați la alimentele bogate în calorii. Părerea celorlalți ar trebui să fie de interes pentru voi. Pești. Astăzi, nativii acestei zodii vor avea multă muncă în comunitate. Se simt ca și cum ar fi președinții unor campanii majore. Acesta este un semn. Așteptați-vă în curând la o nouă poziție cu creștere salarială. Cel mai important este să nu renunțați la nimic.
Uneori astrele se aliniază, altele alteori mai puțin, așa este și în viață. Și cu această ocazie aș dori să-i mulțumesc încă o dată pentru prezentarea frumoasă a horoscopului colegei mele, Lili Suciu. Vreau să mulțumesc și telespectatorilor fideli care ne urmăresc în fiecare dimineață, Adrian Monafu, Ionela Găbrian, Popescu Filofteia, Nicușor Iulian din Cincu, Mihai Iordache, Lucian Cărămidă, Mari Buhulete, Claudiu Sândulescu. Vă mulțumesc din suflet, Maria Mitu, Vasile Naneș, Maria Florina Nicu. Așa că sunt foarte, foarte multe, multe mesaje primite în această dimineață de la dumneavoastră cu bună dimineața. Vă doresc o zi așa cu împliniri, cu energie pozitivă și tot ce este mai bun să se toarcă în zecit la dumneavoastră. Alături de mine un artist venit tocmai din Craiova, Alex Golfin, și vreau așa să întreb, care este anotimpul tău preferat, mai Alex? Păi având în vedere că sunt născut primăvara, da, și anotimpul meu preferat este primăvara. Doar din acest aspect îți place primăvara sau... Nu, iubesc primăvara pentru că atunci toată natura revine la viață. Uh-huh. Înfloresc pomii, înverzesc pajiștile și asta îmi place cel mai mult. Foarte interesant. Hai să începem cu tine, să vorbim despre tine și anume, de ce muzică populară, de la ce vârstă, cum ai început tu, cine te-a descoperit? Păi, noi suntem consumatori de muzică populară. La mine în familie se ascultă doar muzică populară. Nu mai cântă și cineva de la tine? Nu. Doar tu. Sunt singurul care, în care cântă. Și eram mic, aveam 7 ani, cred, când am început să cânt, dar cântam în casă. Și atunci nu cântam muzică populară, cântam alt gen. Foarte târziu m-am apucat de muzica populară. La vârsta de 13 ani, părinții mei, tot cântând prin casă și auzindu-mă, au decis să mă ducă la Palatul Copiilor din Craiova pentru a învăța să cânt. Și am mers acolo, țin minte și acum, am dat o probă și am fost admis. Am fost tare, tare fericit pentru că am fost primit acolo. Îi mulțumesc doamnei Georgiana Cristea, dânsa mi-a fost profesor. Îi mulțumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat și pentru tot ce m-a învățat. Mai târziu, mergând la atelierele de folclor ale ansamblului Maria Tănase din Craiova, unde am avut ca profesor îndrumător pe doamna Lavinia Bârsoghe, care îi mulțumesc. O salut și eu pe Lavinia, a fost și ea la noi. Iar recent sunt elevul doamnei Filuța Bogdan, căreia îi mulțumesc din inimă pentru tot ce m-a învățat, pentru tot ceea ce face pentru mine, pentru că dânsa îmi creează melodiile pe care eu le am în repertoriul meu. Îi mulțumesc din suflet și sper să ajung acolo unde îmi doresc. Doamne ajută, Alex, hai să te ascultăm și cum cânți și să-ți ascultăm primul videoclip muzical în premieră la matinal, ca să facem și rima dimineții și să le facem celor de acasă dimineața mai frumoasă, că ăsta e rolul nostru. Bine, Alex, după care revenim și mai discutăm. Din Galicia mare, Dida nenii și-o
Galicia neni, doru din Galicia mare. Dida neni și-o mândruță ca o floare. Cine mă usucă, Dida neni, brebenei de pe luncă. Dida neni, pe mine cine mă usucă, Dida neni, brebenei de pe luncă. Dida neni, doru din Galicia mică, Dida neni, și-o nevastă tinerică. Dida neni, doru din Galicia mică, Dida neni, și-o nevastă tinerică. Ca nu mai floare. Dida neni, mă uitai din deal în vale. Dida neni, văzui lunga nu mai floare. Dida neni, văzui lunga bobocită. Dida neni, cu răsuri și cu aglică. Dida neni, și mândruța printre ele. Dida neni, secat zilele mele. Frumoasă piesă, frumos videoclip, Romeo, și aici în platou o muzică mai ușoară ca să ne auzim mai bine. Vreau să te întreb așa, Alex, ce te împlinește pe tine ca om și ca artist? Sunt foarte fericit atunci când văd că oamenii îmi ascultă cântecele, mă iubesc, că bine, nu putem vorbi acum de o iubire atât de mare și de un număr foarte mare de oameni, pentru că sunt la început, dar mă bucur că acei oameni puțini mă iubesc, mă ascultă și mă simt foarte bine când, când îi văd fericiți, când văd că... Că le ajunge așa la suflet și la... Da, când văd că fac omul fericit prin cântecele mele. Dar tu ai și o formație sau cânti singur, pur și simplu? Cum faci? Mergi la evenimente? Merg la evenimente, mai merg singur. Momentan nu am o formație. Sper că în viitor să fac și acest lucru. Momentan merg singur. Iar mai faci și altceva? Vrei să urmezi o facultate în acest sens sau în acest domeniu? Bineînțeles. Eu de ceva timp merg și la biserică, cânt în corul de acolo și, nu știu, din când în când mă gândesc să fac ceva și în acest domeniu, să merg la Facultatea de Teologie din Craiova, dar ușor, ușor gândul îmi fuge la muzica populară și de multe ori uit. Este, nu știu, sunt în dubii. Ești un om credincios, îl iubești pe Dumnezeu? Foarte, sau de ce? Foarte credincios. De ce ai înclinația aceasta? Sunt un om foarte credincios, îl iubesc foarte mult pe Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare dimineață și în fiecare seară, pentru că mi-a dat o nouă zi, mi-a lungit firul vieții, pot spune, și Dumnezeu este singurul căruia, atunci când îi cer ajutorul, niciodată nu mă lasă la greu. Foarte frumos. Într-adevăr, așa este, nimic fără Dumnezeu. Și vă observ aici, la vesta ta, că ai un bănuț ceva, nu știu. Este o monedă
Am primit-o la Festivalul Național de Folclor Maria Tănase din Craiova, când am participat. Sunt foarte mândru că am participat acolo. Bine, eu acum am început să merg în concursuri, în festivaluri. Până acum nu. Și să înțeleg că de acela e și cel mai mândru, de acel concurs. Da, pentru că cu acest festival am început. Da? Da. Ia uite ce frumos. Cum îți vezi așa viitorul tău? Ce ți-ai dori, nu știu, de la viitor să ți se îndeplinească? Păi, mi-aș dori să ajung un artist iubit de oameni, dar mi-aș dori să mă țină Dumnezeu sănătos atât pe mine cât și familia mea și să scăpăm odată de această perioadă grea, să mergem la evenimente, să cântăm, să ne distrăm, pentru că asta e cel mai important. Alex, din punctul meu de vedere, viața oricum trebuie să continue, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru. Până la urmă, vezi bine, uite, scăpăm de una și dăm de alta, apare alt război și altceva. Da, așa este. Adică niciodată nu trebuie să ne focusăm trăirile și viața noastră de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi ar trebui să trăim așa fiecare moment al vieții noastre în funcție de cum ne facem noi viața. Dacă alții vor să fie greu și urât, lasă așa voie este, să trăiască în asta. Dar nu mulți gândesc așa. Eu, uite, odată cu pandemia am descoperit multe pasiuni pe care dacă n-ar fi fost această pandemie, eu nu le-aș fi descoperit niciodată. Și atunci chiar îi mulțumesc că a venit, uite, vezi? Nu știam niciodată de acele lucruri minunate care m-au făcut foarte fericită. Sincer, deci trebuie să vă zic și să vezi și partea bună a lucrurilor, chiar dacă este așa apocaliptic, simți așa că vine sfârșitul lumii, nu e chiar așa. Și dacă da, vine sfârșitul lumii, hai, ne ducem într-un loc mai liniștit. Da, într-un loc cu verdeață. Corect. Alex, vreau să te invit la joc, să ne cânți acum, pentru că ai venit și cu o piesă în această dimineață și sunt tare curioasă să văd da, cine vei cânta. Da, o piesă în premieră și am ales să o cânt aici la dumneavoastră. Este o piesă care acum am scos-o, cea mai nouă piesă a mea. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să aduc în fața oamenilor acest cântec minunat și aștept să-mi dați notă după ce o să cânt. Așa o să facem. Alex, te invit sus la dans, o să dansez și eu cu tine. Îl aștept așa pe Romeo să dea drumul, să dea play acolo. Da, tati. Hai, hai, aoleu, da, dă Marie, ochii tăi struguri din vie, sprâncenile mă mângâie, să-mi dai dedică mie. Ochii și sprânceana ta mi-au frimie inima, de dorul tău și de drag, nu mai știu pe unde calc. Ochii și sprânceana ta mi-au frimie inima, de dorul tău și de drag, păi nu mai știu pe unde calc, măi. Mea, cum te îmbraci, dădicofa, numai cu un petec de ie, ca să-mi furi mințile mie. Cu sprânceana mă umbresc, cu ochii să mă îndulcesc, iar pentru gurița ta, păi mi-aș da fată averea. Cu sprânceana mă umbresc, cu ochii să mă îndulcesc, iar pentru gurița ta mi-aș da fată averea, măi. Muzica.
dacă-i cunoaște, dragostea de un se naște, de la ochi, de la sprâncene, de la sân cu drăgănele, de la gâtul cu mărgele, de la dete și inele, de la corele din sat, de la dulce sărotat, de la gâtul cu mărgele, de la bete și inele, de la vorele din sat, de la dulce sărutat, măi. Hop, și așa vino lângă mine, nu scapi așa ușor. Foarte frumoasă piesă, Alex. Mulțumesc. Te frumos. Felicit. Vă mulțumesc din suflet. Cine a contribuit? Contribui și tu la texte, ceva, ajuți acolo? Da, da, da. Da? Mai puțin, mai puțin, mai puțin. Acest cântec a fost făcut de doamna Filuța Bogdan, linie melodică și text, iar orchestrația a fost făcută de domnul Dorel Toncea, căruia îi mulțumesc foarte mult. Păi să-i salutăm pe toți, să salutăm și familia ta și pe toată lumea care ne ascultă. Salut Oltenii. Oltenii, păi și noi care... suntem tot de aici, adică așa, cu jumătăți. Da, dar acolo sunt. Știu, e inima, da, da, curat. Am înțeles. Alex, fii atent ce am eu aici. Coșlețul meu buclucaș, nu știu dacă ai văzut până acum. Am văzut. Și dacă hai să extragem câteva întrebări, să vedem despre ce este vorba acolo. Mai mic așa. Să nu fie vreun citat motivațional, că au mai făcut colegii mei, au mai umblat pe aici. A, am dreptate? Nu, este bine. Hai. Citește-o. Care crezi că este o idee nebună de afaceri cu potențialul tău, cu potențialul de a fi milionar, dacă ar fi posibil să o realizezi? A? Nu m-am gândit niciodată la asta. Ce ai face tu ca să devii milionar? Nu. Păi te devii faimos și devii milionar. Asta da. Asta da. Ai înțeles? Ia, hai alta. Mai ia să vedem. Care actor ai interpreta părinții tăi în biografia ta? Ce actori crezi că i-ar interpreta pe părinții tăi? Nu știu, ce actori îi vezi tu așa care să-i reprezinte pe ai tăi? Nu știu. Nu prea ești cu filmele. Nu prea. Hai, lasă pe asta. Hai cu alta. Alta? Hai cu alta. Cred că sunt singurul care a tras atâtea bilete. Nu că... Dacă ai fi faimos, care ar fi numele tău de scenă? Na, păi Alex Gulfin ar fi numele meu de scenă. Nu l-ai schimbat? Nu. Am înțeles. Să te reprezinte. Ok, bun. Mai departe. Mai trage? Hai că mai vreau. Păi nu te las chiar așa. Și mai am eu ceva, dacă nu. Ia. Dacă ai putea fi cel mai bun din lume pentru ceva, care ar fi? Ia. Păi bineînțeles, muzica. Păi tu, muzica, mai schimbă și tu. Ce pasiuni mai ai? Ce îți place să mai faci în timpul? Îmi place să și dansez. Da? Da, da. Am făcut și dansuri populare câțiva ani de zile. În timpul liber ce îți place să faci? Păi în timpul liber îmi place să mă relaxez, să stau acasă, să merg, să mă plimb la mine prin sat, să merg la biserică, cam asta. Sunt mai leneș de felul meu. N-ai așa, nu știu, să mergi la pescuit, călătorești? Nu-mi plac activitățile astea, nu-mi place fotbalul, nu-mi place... Nu? Deci nu ești cu sportul? Nu. Departe de tine? Departe. Am înțeles. Alex, vreau să te mai invit să mai iei puțin loc, pentru că eu mai am ceva. Mai am un concurs foarte interesant, nu știu dacă l-ai văzut, concurs, e prea mult spus. E sau, ce preferi, așa se intitulează, nu știu dacă l-ai urmărit până aici acum. Aici e bine, m-am liniștit acum. Speriază-mă un pic. Da? Nu-ți plăceau cu întrebările? Îți place? Ba da! Să alegi, e mai comod, așa, da, așa sunt bărbații mai comozi, măi, dragii mei matinați. Fii atent. Instagram, Facebook sau TikTok? Ce alegi? Instagram. Este și Facebook, bineînțeles. Da? TikTok nu prea. Voluntariat sau plătit? Voluntariat. Pizza sau paste? Pizza. Adidas sau pantofi? Adidas. Punctual sau întârziat? Punctual. Bine, dacă este vorba despre mine, sunt și. Am văzut că ești punctual, n-am ce să... Fițos sau modest? Modest. Film la cinema sau acasă? La cinema. Bicicletă sau mașină? Mașină. Distracție sau relaxare? Distracție.
distracție. Iubită sau prieteni? Mai puteți să-i dau o dată? Iubită sau prieteni? Ce alegi? Iubita sau prietenii? Prietenii. Ce direct a zis-o. Asta înseamnă că n-ai iubită. Nu, nu, nu. N-ai iubită? Nu. A, păi da. Dacă aș avea... Păi cum, dacă iubești, cum? Tu, tu păi stai... da, dar știți că... Na, stai cu ei în casă? Da, dar mai e mult până acolo, până l-am asta prins. În casă. Dar până la urmă nu se știe dacă merge sau nu merge și relația. Și ce, prietenii și... nu se știe dacă da, se sunt aproape. Da, dar prietenii adevărați cu ei rămâi și cu... Nu. Cu ei rămâi, o? Aleg, mai grijă ce zice. Mai e. Am înțeles. Poate mă răzgândesc până... Ceapă sau usturoi? Usturoi, o? Tenis sau fotbal? Nu, niciuna. Niciuna. Ia să vedem. Ce preferi, să economisești niște bani sau să cheltui toți banii câștigați? Să economisesc. Să economisești? Eu auzi. Păi de ce? Ce faci cu ei? Păi, pentru zilele negre, să avem acolo, să punem deoparte. Nu trebuie să cheltuim așa, nu... Da. Ia zi, ai prefera să ai o parteneră cu un fizic excelent sau o parteneră cu o personalitate foarte bună? O parteneră cu o personalitate foarte bună. Interesant. Adică aspectul mai puțin așa. Bine, niță, adică fie... Ce ai prefera, dragoste adevărată sau zeci de milioane de dolari? Bună asta. Zi-mă, Romeo, ce preferi? Foarte bună. Nu cred așa ceva. Păi da. Romeo. La 10 milioane de euro, dragostea o găsești oriunde. Oh, mă lăsi. Așa că... Ia uite-i pe băieții mei. 10 milioane. Ia uite cum face cu banii. Eu stare curioasă, mă, Romeo, să pun întrebarea asta unei femei. Lasă banii, uite cum face cu banii. Eu cred că și femeia răspunde la fel. Și femeia răspunde la fel? Unele din ele. Nu. Eu nu. Eu aș alege dragostea. Ce zici de asta? Dacă îmi zic dragostea adevărată. Pentru că fii atent, Alex. Dragostea adevărată îți este aproape și când ești bolnav, și când ți-e rău, și când ești singur, și la bucurie, și la tristețe. Pe când banii nu-ți țin de cald, nici, cum să zic, uite ce râdea. Păi îi ține, dar ține de foame. Ai mă, Romeo. Păi nu, mie nu-mi trebuie milioane ca să nu de vorba aia de foame. Acolo că să trăiești decent. A? Da, dar altfel merge dragostea cu 10 milioane de euro. Aoleu, cred că la voi ar fi mai multe fete. Păi vă dați seama la... La puteți ia bani cum? Da. Aha, am înțeles mare. Și fii atent, cât mai avem, Romeo, ca timp, ca să știu așa, uite, de final, citatul motivațional ca să încheiem ediția aceasta într-o notă de valoare mare. Și aici ce trebuie să fac? Aici trebuie să-l citești și să-mi spui dacă te reprezintă. Aia alegești tu mai de la fundal așa, ca să mai extras și să nu repetăm. Dacă-l repeți... Omul este produsul gândurilor lui, el devine ceea ce gândește. Foarte adevărat, e așa sau nu? Mă reprezintă, da. Te reprezintă, așa nu? Da. Uite că ai găsit ceva care să te reprezinte dacă întrebările nu, aia nu. Uite ceva pe gustul tău. Sper că te-ai simțit bine, măi, Alex, în această dimineață. Foarte bine m-am simțit, foarte bine m-am simțit la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație și de ce nu să mă mai chemați, că mie îmi place să vin. Cu drag, n-am fost eu astăzi așa într-o... cele mai bune apele mele. Poate data viitoare mai revin și eu așa puțin, că așa e în viață, nu poți să fii tot timpul perfect. Dar cei de acasă mă înțeleg că de atâta timp pe sticlă s-au învățat cu mine și cu bune și cu rele și cu greșeli și cu voie bună și cu energie. Păi de asta zic să mă mai chemați ca să se învețe și cu mine. A, să se învețe și cu tine. Așa să facem. Bun, Alex. Mersi mult de tot pentru prezență. Mulțumesc pentru aceste dulciuri pe care ni le-ai adus și ne-ai ospătat așa că... cum se cuvine, ca să mai punem câteva kilograme pe aici, pe acolo. Zi, măi, Romeo, sunt bio... cum e? Sunt bio. Cine le-a făcut? Mama? Mama să trăiască, să-i dea mulți ani, sănătoasă. Să facă... Uite, ai venit și cu prietenul? Da, prietenul este tău? Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Este șoferul. Șoferul. Șoferul, da. Să-l plătești bine, că uite, te-a adus în siguranță cu da, de toate. Foarte, te-a... Da, foarte drăguș și amabil. Mulțumim din suflet. Cum te cheamă? Laurențiu. Laurențiu, bună dimineața. Fetelor e singur, așa că puteți să... Câți ani are ca să-i facem liber? 25. A, minți. Nu, e mai tânăr, nu știu câți ani ai, a zis și eu așa. Am înțeles, ai văzut ce dar ne poate spune el, câți ani ai? 23.
23 fetelor activ, așa, să te găsească acolo la pe Alex. Mă găsește pe mine și după aia da, și, da, și după eu. Am înțeles, Alex, să știi că na. Există pentru fiecare la momentul potrivit. Da, dar dacă tu l-am luat pe mine, am zis că trebuie să și facă, e singur și să... Lasă că poate, la, trebuie să studieze, să analizeze, să fie atent la ce alege, da, că în ziua da, de astăzi că... e beleace, nu-i așa? Da. Cum e mai, Laurențiu, așa e? Așa e, așa e. Am înțeles, gata. Alex, în încheiere, să le dedicăm ultimul videoclip muzical. Tuturor spune așa, ia tu la revedere. Da, ia tu la revedere. Rămâneți sănătoși și la pungă groși. Ia orice frumos. Vă mulțumesc pentru că ne-ați vizionat și... Că ne-ați urmărit. Că ne-ați urmărit dumneavoastră pentru invitație și v-am spus, o să revin. O să mai revin, Alex, pe la noi, dragii noștri telespectatori, mă înclin din nou în fața dumneavoastră, ca de fiecare dată. Eu, Mădălina Mitu, alături de invitatul meu, Alex, Golfin, așa. Vă dorim o zi minunată, ca dumneavoastră, cu flori multe preserate și cu viață îmbelșugată, așa cum a zis Alex. Da. Toate cele bune! La revedere! Lumea niciodată să n-o crezi, auzi, auzi ea. Când spune că te iubește, auzi, lumea ea la altul se gândește, auzi, auzi ea. Mie-mi plac mândruțele, dar nu le cred vorbele. Doamne, sunt un păcătos, eu le mint și mai frumos. Mie-mi plac mândruțele, dar nu le cred vorbele. Doamne, sunt un păcătos, eu le mint și mai frumos. Crescute vara-n pădure, auzi, auzi ea. Te privești odată dulce, auzi, lumea. Și-apoi cu vorba te duce, auzi, auzi ea. Mie-mi plac mândruțele, dar nu le cred vorbele. Doamne, sunt un păcătos, eu le mint și mai frumos. Mie-mi plac mândruțele, dar nu le cred vorbele. Doamne, sunt un păcătos, eu le mint și mai frumos. Auzi, lumea, fură inima oricui, auzi, auzi ea. Mi-a furat-o și pe-a mea, auzi, lumea. De-aia nu o cred pe ea, auzi, auzi ea. Mie-mi plac mândruțele, dar nu le cred vorbele. Doamne, sunt un păcătos, eu le mint și mai frumos. Mie-mi plac mândruțele, dar nu le cred vorbele. Doamne, sunt un păcătos, eu le mint și mai frumos. Lumea, mi-a mâncat zilele mele, auzi, auzi ea. E un pic mai mincinoasă, auzi, lumea. Dar o iert că e frumoasă, auzi, auzi ea. Mie-mi plac mândruțele, dar nu le cred vorbele. Doamne, sunt un păcătos, eu le mint și mai frumos. Mie-mi plac mândruțele, dar nu le cred vorbele. Doamne, sunt un păcătos, eu le mint și mai frumos.